Guns N' Roses a cântat în România, pe Arena Națională, și noi am fost acolo. Salutare! Eu sunt Nicoleta și, după cum v-ați dat bine seama, astăzi o să discutăm despre trupa Guns N' Roses. Hai să-i dăm drum! Guns N' Roses este o trupă de rock americană fondată în anul 1985 în California. Deși componența trupei s-a modificat pe parcursul anilor de activitate, pe scena Arenei Naționale a urcat componența actuală formată din Axl Rose voce, Slash chitară lead, Duff McKagan chitară bas, Richard Fortus chitară armonică, Dizzy Reed și Melissa Reese clapă și Frank Ferrer la tobe. Guns N' Roses a apărut prin combinarea a două trupe, Hollywood Rose și LA Guns. Vocalistul Axl Rose și fostul chitarist al trupei Izzy Stradlin au împărtășit viziunea comună de a crea acel rock sincer și autentic care să rezoneze cu spiritul rebel al perioadei respective. Primul lor concert a avut loc în anul 1985, pe 25 martie, la Troubadour, iar primele lor piese, Don't Cry, Think About You, și Anything Goes, au răsunat cu două zile înainte de acest concert la interviul lor de debut la radio. Guns N' Roses a devenit o forță extrem de greu de ignorat, iar show-urile lor debordante și explozive le-au adus foarte rapid un public fidel. Primul lor single care s-a făcut auzit, It's So Easy, a fost lansat doar în Marea Britanie și a ajuns pe locul 84 în UK chart. În SUA, însă, au debutat cu Welcome to the Jungle. Welcome to the jungle! We got fun and games! Succesul lor global, însă, a venit odată cu semnarea contractului cu Geffen Records și lansarea albumului lor de debut, Appetite for Destruction. Piesele absolut geniale, cum ar fi Sweet Child O' Mine, whoa, whoa, sweet child of mine, și Paradise City, au devenit hituri în toată lumea și au propulsat trupa spre cele mai înalte poziții din istoria rockului. Sweet Child O' Mine ajunge numărul 1 în Billboard Hot 100, iar după acest succes, Welcome to the Jungle este relansată și ocupă poziția numărul 1 în Statele Unite ale Americii. Albumul Appetite for Destruction ajunge și el numărul 1 în Billboard 200 și, până în momentul de față, este vândut în 30 de milioane de exemplare. Trupa își continuă activitatea și pornește în anul 1987 în turneul de promovare a primului album, care durează 16 luni. Pe lângă concertele proprii în SUA, Japonia, Australia, Guns N' Roses cânta în deschidere pentru trupe ca Iron Maiden sau Aerosmith. Managerul trupei Aerosmith de la acea vreme își amintește că revista Rolling Stone venise pentru un interviu cu Aerosmith, dar pe coperta acesteia a ajuns nimeni alta decât trupa Guns N' Roses. La sfârșitul anului 1988, trupa lansează al doilea album intitulat Guns N' Roses Lies. În continuare, în 1990, albumul care trebuia să iasă pe piață se transformă în două albume, Use Your Illusion 1 și Use Your Illusion 2.
piese precum November Rain. Breakdown. She is strange. Cuceresc o lume întreagă. Ultima apariție a trupei Guns N' Roses la 17 iulie 1993 la Buenos Aires marchează sfârșitul unei serii de turnee, mai exact 184 la număr, și începutul unei pauze în activitatea trupei. După o pauză de 15 ani, în 2008, Guns N' Roses revine în forță și lansează albumul Chinese Democracy, care a fost scris între 1998 și 2007. Piese de pe acest album precum IRS, au fost atât apreciate cât și puțin criticate de public. Însă, acest lucru nu i-a împiedicat să pornească în turneul mondial de susținere a albumului respectiv, care a durat din 2001 până în 2011 și a străbătut lumea întreagă. În 2016, Guns N' Roses se reunește parțial în componența clasică a trupei, fapt care generează un uriaș entuziasm în rândul publicului și duce la turneul Not This Lifetime Tour, care a durat până în 2019. Pe parcursul anilor de activitate, Guns N' Roses a primit titluri precum World Best Selling Hard Rock Artist of the Year, World Best Selling Group și Favorite Rock Artist. La momentul de față, Guns N' Roses se află în turneul mondial care face furori în lumea întreagă. După cum am spus și mai devreme, noi am fost acolo. Am trăit acele emoții, am văzut show-ul incendiar pe care l-au pregătit, am plâns, am dansat, am țipat și am cântat în unison cu miile de voci care au venit pentru ei, pentru legendele rockului mondial. O să vă las în continuare și câteva imagini pe care am reușit să le filmăm. Cert este faptul că am asistat la un eveniment muzical legendar, atât pentru România, cât și pentru lumea întreagă. Guns N' Roses este și va rămâne una dintre trupele care definesc rockul în toată splendoarea lui. Iar dacă nu ai auzit de ei sau de piesele lor, te invit cu mare drag să o faci, pentru că, îți promit, nu vei regreta. Asta a fost discuția noastră de astăzi despre Guns N' Roses. Te invit să te abonezi la canalul nostru de YouTube, să ne lași un like, un comentariu și să activezi notificările pentru a fi prima persoană care află atunci când postăm un videoclip nou. De asemenea, ne poți urmări pe TikTok, Facebook, Instagram, unde postăm conținut util în fiecare zi. Și la final, vreau să-ți amintesc că muzica salvează suflete și te așteptăm la Music Tech School să o descoperim împreună. Hai și tu! Pe data viitoare! Pa, pa!